Ceau, dragilor, bine v-am regăsit. Dimineața, bună dimineața, seara. Seara, toată seara. Noi ne-am echipat. În principiu m-am gândit eu că o să mă pregătesc cu voi pentru festival, să vă arăt outfit-ale alea. N-am avut niciun chef la ce căldurie este, mi se lă și dimini. Deci azi n-am deschis deloc camera. Și acum sunt 34 de grade. Da, păi cred că niciun meci. Da, nu știu ce. Marcă sora bănașa. Da, se întâmplă ceva aici, nu știu exact. Pro o masă câmpenească ceva. Că vine poliția ca să ia la întrebări, e foarte bine. Da. Sau poate e organizat și anunțat și atunci doar îi supraveghează că trebuie să vină. Așa, deci ne-am pregătit pentru festival. Afară se pregătește să vină o ploaie, cred că soră cu o furtună. Cam așa pare. Este ora 8 și 10 acum. Și ne îndreptăm către muzeul satului. M-am machiat și eu mai colorat, așa, mai alea. M-am mai machiat atât de strident, cred că de când am făcut eu acum vreo 4 ani un machiaj de Halloween pe YouTube pe aici, dar cred că l-am pus pe privat clipul, nu mai știu dacă mai e public. Și ne-am îmbrăcat tot, e foarte cald afară, 34 de grade la momentul ăsta. Azi am murit, ne-am scurs, ne-am topit, am reînviat și acum am plecat. Și să vedem... Dormit, am băut cafea, am muncit, am... Da, mai că... Acum asta m-a avut treabă, freacă cu diluant, terasa lui vecina, că normal că am stropit-o și am zis că până terminăm tot, nu mă apuc. A, da, deci nu. Am stropit-o pe aici, pe acolo, așa, chiar super puțin la cât am vopsit și am văruit și așa. Și ca ultimul touch al artistului. Exact. Exact când s-a dus Mihai să retușeze ultima pensulă, care era undeva, trebuia să traverseze terasa lui vecina. Nu știu cum o ținut avaia și o făcut de vopsea tot, dintr-un capăt în altul, o făcut numai vopsea. Așa era. Toată vopsea a luat. Numai așa era. Toată terasa a făcut-o gria întracit, stropită. Și atunci au zis, o turnat Mihai diluant, o pleca repede așa, ca să se ia grosul și am zis, hai, lasă că sâmbătă ne ocupăm și facem... Am dat și pentru subțire, dar mai trebuie. Da, trebuie să luăm. Nu s-a dus total. Că unde o întins el vopsea, o rămas stratul la superficie, care cred că cumva s-a impregnat în gresie sau ceva, dar este o soluție la deteman, știm noi de ea și... Bine, v-am zis și vouă la moment dat. Da, mai care scoate și mortar și tot din gresie. Și nu numai, dar e un acid ceva. Nu se mai vede, dar na, trebuie să lăsăm femeii gresia cum a fost, nu, na, aia este, așa că o să mai insistăm. Dar cam asta am făcut și astăzi, deci nu a fost chiar și nu mai rezolva Mihai niște chestii, dar gata, am terminat cu vopseluri, am terminat cu văruieluri, cu lavabile, cu nici nu mai vreau să mai aud. Cum spun, a fost vopsitor? Electrician, că am avut și chestii electrice de rezolvat, care tot au fost amânate. Și acum, gata, totul este pus la punct și în regulă. Eu îmi doream să merg la festival un pic, să prind și soare, lumină, să facem și niște poze, dar... Bine, 8 lumină ar trebui să fie, dar cât e din orat, problema este chestii beznăciunii. Mihai a zis, mă lași în pace că eu nu mă duc la 6 la festival, că ce fac eu acolo până... Mi se pare că la 10 până un sfert veni grasul și după e Gheorghe Mafia. Da, ei, da, cam așa, da, fini, am avut o discuție de tot de aseară, la cât plecăm, frate, eu vreau să merg mai repede din asta, bă, și eu pe acolo, să alea, mai stai, mai, te mai plimbi, mai, zic, hai măcar la 8, totuși, să mergem, nu direct la concert și pe aia plec acasă, că n-am plătit doar pentru atât, măcar ne distrăm un pic, ne simțim bine. Da, și cam ăsta este micul update ce am făcut noi astăzi. Fiind sâmbătă, așa că când ajungem pe acolo, oricum o să filmez, hai să mă filmez, o să vedeți și cum sunt îmbrăcat, bine, super simplu, adică nimic extraordinar, dar am zis, m-am chinuit să fac părul, mi-a făcut niște, nu dacă se vede pe aici, nu mi-a ieșit perfect, dar la cât de antitalent sunt eu cu părul, băi, deci părul, niciodată n-aș vrea să mi-l fac, nu mi-a plăcut să mi-l fac, deci toate până la păr, machiaj, unghii, orice, da, dacă mi-e vorba de păr, pentru mine părul este moartea, pur și simplu, nici nu m-a ajutat părul meu. Aile, trebuie de parcăm acum, ai problema. Mai bine veneam cu autobuzul, de fly, uite autobuzul. Nu cred că au și autobuz care
uitat eu. Ai, 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 păi mașini sunt parcate inclusiv pe aici. Tu crezi că în fața avem noi un plus parcăm? Nu știu, trebuie să hai, revenim. Că am ajuns aici, a, da, înainte VIP, aveți la VIP, aveți și parcare, cum ar veni. Dar n-am văzut să scrie prin bilete. E poliția aici și redirecționează, că scrie că încolo e parcarea generală. Acum să vedem. Sperăm să și găsim loc de parcare. Dacă nu, o să mai departe, vedem, noi nu știm exact. Auzi, Mihai, până nu vine exact să orientezi, să vadă cum ar putea să facă, nu-și dă cu părerea, e așa? Dar se pare că majoritatea cam la ora asta au venit. Adică sunt foarte mulți, sunt foarte, foarte mulți oameni care se îndreaptă încolo acum. Deja loc avem mașină înaltă. Am urcat dita mai bordura, că am văzut că mai sunt parcate mașini pe aici pe iarbă, pentru că toate parcările de la Fly care sunt organizate și așa sunt full. Că erau oameni la intrare și îți spuneau că nu mai sunt locuri și acum am urcat aici pe spațiu verde, că mai sunt multe mașini parcate aici. Când avem, am mers mult, ne-am înconjurat mult, dar nu am avut efectiv unde să lăsăm. N-ai. Și toată lumea caută loc de parcare, vin mașini, valuri. Aveam o variantă aici. Da, mă, norocul nostru, da, n-ai, că nu poate să mai iasă, deci norocul nostru e că mașina cu atâta mai era și ajungea bordura, pentru că bordurile aici sunt foarte înalte. Dar dacă nu, pur și simplu nu știu unde lăsam. Deci nu aveam, nu, pur și simplu n-ai o să parchezi. Na, e normal la evenimente de genul ăsta, nu e ca și cum... Nu ca și cum n-ar fi loc, uite, aici. Da, dar n-ași nu parcări. Pentru parcări. Sunt locuri, dar pentru... Na, nu sunt amenajate, nu... Deși aici sunt foarte multe locuri de parcare. Stați că o să vă și întorc, nu cunosc, doar că sunt și foarte multe mașini care au venit. Deci să ne înțelegem. Și pe stânga și pe dreapta sunt numai parcări. Și până în spate, încolo. Mi-am lăsat-o în capăt, încolo. Dar... Și au și parcare în partea aia, acolo. Era special parcare a lor. Dar era full. Mi-a făcut fata semn. În fine, nu contează. Am găsit parcare. Mergem la festival. Nu prea se vede nimic acum, dar să vă zicem la cald. Deci s-aude când Bigi Mafia, am plecat când mi-am făcut nervi, efectiv. Pentru că, nu știu, ori n-au sincronizat deloc asta negativul cu microfoanele, cu... se aude execrabil. Pe lângă faptul că vocea este egal cu zero, sau poate din cauza că nu și-au făcut ca lumea reglajele de sunet. Deci pur și simplu stai acolo în afară de bas și negativ n-auzi nimic. Da, ba da, niște oameni care ți pare că urlă la tine, da. Atât. Nu, deci efectiv am plecat. Asta două melodii, da. Și am plecat. Deci nici nu pot să stai, pur și simplu mi-a făcut nervi, adică nu, n-am cum să stau. Grasul XXL a fost excepțional, da. Ca de fiecare dată, da. Noi l-am mai văzut. Deci m-a fiat, ai mai văzut? Nu, păi de asta am vrut să văd, nu. Da, deci nu. Deci, cum să zic, Grasul XXL, mi se pare și mai fain că
cântă atunci când este live decât pe înregistrări, pe când ăștia nu, n-au nicio treabă. Deci efectiv zici că m-au pus, cred că și eu dacă m-au pus la microfon, tot nu știu cât mai bine, adică o, de genul ăsta. În club e cu totul altceva, da, dar probabil, dar live liber, nu. Mare, nu. Mamă, dar bine că nu, că ne-am făcut, a început să trăsnească, să fulgeri, dar așa cum a fulgeră, o picurat, dar am zis, bă, nu plecăm, am venit, frate, să vedem Gigi Mafia, n-ar cum să plecăm. Ne-am băgat acolo sub un cort, dar nu ploua decât puțin și a zis Mihai, bine că nu a venit și furtuna, că dacă stăteam și în ploaie și mă mai și noroiam și făceau, mai, deci nu era groaznic. Așa că o luăm sub mașină, mergem acasă, n-are sens, îi pierdem timpul pentru că pur și simplu nu-mi place absolut deloc. Și Mihai de aceeași părere. Mihai consumă alcool acum, o spun că eu înapoi acasă. Bea o bere. Da. Eu își las o bere să bea în timp ce ascultă Big Mafia, dar... S-a desumplat. Da, nu, eu trecut. Da, mi-am dat și ochelarii jos așa că mă picuraseră. Mă picurase pe ei. Că atunci când a venit ploaia. Da, gata. Mergem acasă, ne mai auzim mâine. Ia uite, puteam să venim la scena asta aici. Aici chiar e muzică super bună, vezi? Mai bine veneam aici, la scena asta. Dar de acum am plecat, na. Neața, am ajuns de la sală. Dar voiam să fac o recomandare până mă schimb și mai povestim. Știți că mi-am luat acum... Oare a fost în vlogul trecut sau cu două vloguri? Nu mai știu. De la Sportissimo, niște colanți. Mi-am luat mărimea L, pentru că eu am la colanți și L și M, dar am considerat că ăștia par prea mici și mi-am luat L. Și bineînțeles că mi-ar fost enormi, deci nu aveam cum să-i păstrez. Așa că ne-am dus în magazin, am făcut retur și mi-am comandat alții online. Așa, și colanții sunt ăștia de la Adidas. Cam așa arată, bine, nu știu cât vedeți voi. Cu talie înaltă, cum e așa, îmi place să fie, dar sunt atâta de fine și au un material așa de mișto, măi, îs minunați. Ia uitați cât sunt tind. Așa când îi vezi pași super mici, deci când am văzut cum a venit emu, zic, nu, eu nu cred că intru în ăștia, dar nu știu cum, când e pe tine, pur și simplu sunt tind așa de fine și îs mișto tare că nici nu se lasă, nu, deci stau pur și simplu, uite așa, fix și stau, uite cam asta e talia, deci vin peste buric, dar sunt extraordinari și mi-am mai comandat încă o pereche pentru că nu, sunt mult prea fine și ăștia pot să-i port și... nu știu, cu un tricou mai lung, dacă vreau să mă îmbrac mai lejer sau pur și simplu când ies în oraș sau așa, lungimea e perfectă. Eu foarte greu găsesc colanți pentru că având grăsimi în partea asta, bine, acum s-o mai tonifiat, nu se mai vede la fel, dar niciodată nu puteam să port genul ăsta de colanți pentru că aici mi se făcea așa, mi se ștrangula și se vedea urât. Acum nu se mai vede, dar și chiar și așa am mai probat colanți, că tot eram în căutare acum de când a venit căldura și nu am găsit nimic să îmi vin ok aici. Se vedea super urât, dar ăștia au materialul ideal. Deci, vi recomand, o să vă pun pe aici pe ecran o poză cu exact codul produsului. În cazul în care vă interesează, știți, în căutare de colanți de genul ăsta, o lungime ok, adică nici nu-mi place să fie prea scurt, să mă stau pe aparate, să mă lipesc de ele, nu-mi place. Așa că ăștia mi se par ideali. Deci, asta era recomandarea mea de astăzi. Și au și fost ok, 114 lei, ceva de genul, adică foarte ok prețul. Da, are și un buzunar pe aici ascuns pe la spate pentru cheiță la sală, deci super ok. Ieșim din casă, mi-am luat un tricou alb. Apropo, e drăguț tricou ăsta, dar sincer, XS-ul, dar parcă mi-e prea larg. Da, sunt alea gama oversize, tot mi le cumpăr eu de la New Yorker, dar e mai... mare decât XS-urile pe care le am deja. Mi-a luat pantalonii ăștia scurți așa cu Cartoon Network și în picioare șlarfi de la Adidas și super relax așa. Și Mihai e Adidas. Nu mai știu și nu mai știu. Da, hai să vedem. Adidas și H&M. Da. Asta tricoul de la H&M.
dragilor, astăzi este luni și am lăsat special să închei vlogul astăzi, că am scăpat, poate mai filmăm una alta, dar nu am făcut nimic, deci nu am filmat nimic. Ideea este că ieri am filmat așa una alta, am fost la mall, că am zis ce să facem la canicula ce era afară, totuși am fi ieșit din casă, zic hai să mergem pe la mall. Eu sunt în căutare de o fustă de bluș de-a mea la gândul, că nu se găsește, pur și simplu nu găsește niciun magazin. Eu am o fustă de bluș, dar așa, simplă, o lungime nici prea lungă, nici prea scurtă, nici prea... Am găsit ceva la H&M, dar era exact atât și la Bershka, deci atâta era lungimea fustei. Mini cu buzunare, chestii oricum nu-mi plăceau. La Stradivarius am găsit ceva, dar am probat, nu era ceva absolut odios. S-a așezat oribil și oricum era prea scurtă și aia, deci nu așa. Și cam asta, am mâncat ceva, am lălăit așa prin mall un pic, n-am mai fost, nu mai uitat și noi pe la reduceri, pe asta că n-am mai fost de un car de ani. Am și luat câte ceva. Am găsit, Mihai și-a luat alea două maiouri, unul alb, unul negru de la New Yorker. Căuta el de mult de genul ăla și acum au găsit un model un pic mai diferit și am zis că e mai fain ăla decât alea super simple, de care zici că sunt mai ordinate de luat pe dedesubt. Și și-a luat alea două și el cred că și-a luat niște șosete de la GD. Da, și tot de la GD am găsit șapca asta de la Nike. Deci am o problemă cu șăpcile, nu știu dacă ați observat, dar am început să port extraordinar de mult, pentru că atunci când plec de la sală, mă ajută foarte mult, pot să-mi las inclusiv ochelarii ăștia care au închidere la soare, fără să mai pun ochelari de soare, pentru că ozorocul îmi protejează foarte bine, inclusiv capul. Când plec de la sală, am vreo 2 km până la magazin, așa că, na, merg un pic pe jos. Și prefer să-mi protejez capul. Și Mihai luase, găsise la Lucian. Am reușit și murdăresc, pare. Am avut-o astăzi. Mihai găsise la Lucian. M-a tot găsit una așa neagră. Și după aceea am mai găsit una alb cu negru. Și el a păstrat-o pe asta și mi-a dat-o mie pe aia albă cu scris negru. De-aia am zis că vreau și eu din asta. Îi un negru... Parcă bate un pic în albastru, cum foarte faină culoarea. Bine, a zice că e neagră-neagră, dar dacă o pui lângă un material negru, îți dai seama că nu e chiar neagră. Și mi-a plăcut foarte mult și am dat 60 de lei pe ea, ceea ce este un preț extraordinar pentru o șapcă de genul. E super faină, se așează mișto. Mi-e place foarte mult că am o problemă aici, că majoritatea îmi vin peste urechi, au chipiul ăsta, nu știu cum se cheamă partea asta de sus, cred că așa zice, prea lung. Și îmi vine peste urechi, pe când astea mi se potrivesc super, super bine și îmi plac foarte mult și mai am vreo două de pe la Adidas, tot așa una neagră, una albă. Multe am găsit la Lucian și apoi mi-am luat și costumii de baie de la Lucian. Deci le-am ținut pe aici prin casă, le-am cumpărat, le-am spălat și le-am lăsat aici la îndemână să vi le arăt. Dar pur și simplu de atât de mult timp stăteau aici într-un colț să vi le arăt că am uitat. Și tot am zis că las că vi le arăt, nu vi le-am mai arătat, dar o să vi le arăt când plecăm la mare. Dar să știți că găsiți la Lucian și costumii de baie, dacă toate sunt noi, bineînțeles. Mi-aș cumpăra costum de baie SH. Foarte fain, și erau la 15 lei. Dar sunt, dar hai dacă tot, hai să vi le și arăt, că dacă tot vorbesc de ele, poate vreți să mergeți să vă uitați, vedeți ce mai găsiți și hai cum mă duc să le arăt. Dar mai întâi stați să vă arăt, că oricum le-am tot împăturite, nu le-am pus la locul lor, doar că le-am băgat în dulap. Și eu mi-am luat de la Resort un maiouț ăsta, care are un material așa din ăsta super fain, bine, din ala de ți se ridică, dar ideea e că mi l-am luat ca să pot să-l bag în pantaloni și are inclusiv dublură, bine, nu e ca și cum eu pot port fără sutien, dar e super fain și o culoare așa, un albastru, gri, ceva mișto tare. Mi-a plăcut mult și a fost la reducere, de la 46 la 26 de lei. Cam atât am dat pe el, a fost super ok. Hai să mă duc să vă arăt și costumul de baie, dacă tot așa, și după aceea să vă povestesc un pic despre Fly, că așa rămăsese treaba și n-am mai povestit și revin. Ia uitați-le ce frumos stau împăturite. Fix așa le-am stat aici, fix așa le-am... le-am pus în dulap. Bine, mi-i zis că nu o să le probez, la fel ca anul trecut, probabil o să le vedeți prin vlogul de la Mari, dacă o să facem, dar probabil că da. Prima dată, vreau să vă zic că, asta mi-a zis și Mihai, îs costumele de baie
cu care îmi stă cel mai bine din toate costumele de baie pe care eu vreodată în viața asta le-am avut. Deci materialele și felul în care s-a făcut, e ceva extraordinar. Deci calitatea e super, super. Cam asta ar fi, din ce am văzut eu, brandul la toate. Nu am căutat pe net să văd de unde sunt și așa. Dorina. Uite, cam asta e închizătoarea. Ăsta este un sutien. Îmi pare rău că n-am găsit la el și slip exact la fel. O să vedeți că am două din colecția asta. Uite, așa e închizătoarea. Stați așa să... Așa e închizătoarea. E foarte, foarte faină. Și se închide așa cu... Și... Are... Aici susținere și cam așa vin cupele. Eu cred că se vede. Imprimeul este superb. Și are bretele. Aici în față o fundiță așa, dar se așează atât, atât de frumos. E minunat, minunat. Și tot din colecția asta, același print, de asta zic, e aceeași colecție, am găsit un întreg, care e ceva... Cred că e gen stilul anii 50, așa, nu știu după cum sunt cupele astea. Dacă vedeți voi de la sutien, uite așa arată. Stați așa să vedeți cu totul. Uite cam așa arată partea din față. Și are aici niște... Spatele este negru simplu. Cam așa. Și are aici la burtă niște încrețituri, așa. Dar tot așa de frumos modelează corpul și așa de frumos arată. Este ceva superb. Și din nou, materialul. Are bretelele ajustabile. Minunat. Ăsta e preferatul meu din toate, e categoric. Super, super fain să așează. După aia am mai găsit un sutien, am luat tot ce am găsit în mărimea mea, sincer vă zic. Deci absolut tot ce am găsit în mărimea mea am cumpărat. Încă un sutien roșu, care și ăsta este superb. Are același sistem de închidere în genul ăsta. Și sutienul arată cam așa. Stați așa că l-am închis rău. E fix același model ca ăla verde. Cu printul ăla, tot așa, are susținere cu sârmă aici la cupă, cupa e cam așa, are și un detaliu cu auriu aici la breteluțe, bretelețele sunt reglabile și cam așa arată, e super frumos și la asta îmi pare rău că nu avea și slip, cu siguranță slip erau unii din aia cu talii înaltă, garantat, pentru că am văzut cum arată costumul întreg și cum e colecția, deci clar, da, nu mai erau. Mi-a luat și o pereche de slip, tot așa, cu talie medie, super fine și ăștia se așează minunat și materialul e foarte mișto. Că eu am zis că merge foarte bine cu cromatic. Ia uitați ce frumos vine, pot să iau cu sutienul ăsta, cam așa. Și le-am și probat împreună și arată foarte, foarte fine. Deci ăsta l-am luat să le port așa. Bine, plus că mai am costume de baie, mai am cu ce să le mai combin. Și am mai găsit încă unul tot întreg. Care ăsta e pur și simplu așa, pac, îl tragi pe tine dintr-o bucată. Are și burețele aici la cupe. Uite, cam așa arată. Foarte fain, se așează și ăsta. Și în jos e negru simplu. La spate cam așa. Na, și spatele e tot așa cu un pic de V. Cu din ăsta kilot normal. Foarte unul mi-a plăcut și ăsta. V-am zis că am luat tot ce am găsit vorbea mea. 15 lei au fost fiecare articol. Deci am dat, se pare că 75 de lei pe toate astea, ceea ce... Da, nu știu unde găsiți la calitatea asta și produse de genul ăsta și, dar în primul rând, costumul ăsta de baie, eu dacă vreau să-mi cumpăr croiala asta și să fie făcut sub forma asta, credeți-mă că nu găsesc să cumpăr, deci e ceva extraordinar. Da, și cam asta. Și acum, gata, știu că mi-am luat de o grijă și costumele astea de baie, m-am zis că tot le țineam aici, de nu știu că să vi le arăt și tot n-am găsit momentul, am uitat, am așa. Vă povestesc cu Fly și după aceea și închidem vlogul. La Fly a fost minunat. Mi-a plăcut foarte mult cum a fost organizat. Control la intrare. Nu trecea absolut nimic. Nici o geantă necontrolată. Nu trecea nimeni cu un parfum, cu o sticlă de apă, cu na, chestii, știți, că sunt niște lucruri pe care nu le poți lua. Foarte, foarte ok din punctul de vedere. Mi s-a părut foarte curat. Multe tomberoane cu reciclare selectivă și din tomberoane negre și tomberoane galbene. Am văzut o chestie foarte interesantă pe care nu am mai văzut-o până acum. Am văzut că era pusă de Auchan. Erau așa ca niște panouri destul de înguste unde puneai chiștoacele de țigară ca să nu le arunci random pe jos.
și era așa transparent și se vedeau chestii acele acolo înăuntru, când le aruncai, și era o chestie așa îngustuță și pur și simplu aruncai chestoace și ăla probabil se umplea cu chestoace. Foarte mult mi-a plăcut, mișto organizarea, dacă vrei să mergi copii, aveai zone de copii, cu tot felul de activități. Bineînțeles că nu am filmat acum tot ce era acolo, pentru că primul rând era imens, era foarte multă lume, bine, ceea ce este și normal, dar nu se simțea aglomerat, se simte așa că te sufoși, pentru că spațiul era larg, amenajat frumos, cu cap, foarte mult mi-a plăcut. Și cei de la Cupio aveau stand de poze, deci dacă era să te duci, aia îmi pare rău că n-am mers mai devreme, nu ne-am gândit că o să pierdem, nu știu cât am pierdut, mai bine de jumătate de oră până a reușit să parcăm mașina. Și n-am luat în calcul treaba asta, n-a ieșit prima dată când mergem și acolo. M-am zis că am mai fost tot la Muzeul Satului, la un festival, dar au fost alte chestii, că am avut bilete VIP și au fost altceva. Dar cu siguranță vom mai merge la Fly. Acum ne pare rău când era fain să fiu la Pitate 3 zilele și cred că o să facem asta la anul. Bine, acum am funcție și de cine vine. M-am dat un pic online. Și aseară, în ultima seară, o cântat de liric. Doamne, cât de frumos auzea. De asta zic că cei de la Beauty Mafia nu știu ce s-a întâmplat cu sonorizarea lor, nu și-au reglat alea ca lumea, sau poate ăsta e stilul lor de concert. Habar n-am. Da, eu am fost foarte dezamăgită. Mă așteptam la cu totul altceva de la ei, dar până la urmă, da, asta este, a fost o experiență. Da, per total, oricum, asta nu a umbrit frumusețea evenimentului, mi-a plăcut foarte mult și chiar ne-am simțit, au fost câteva ori, chiar ne-am simțit foarte bine. Am zis, n-am filmat tot, ne-am plimbat pe acolo, am mâncat, era zonă special amenajată pentru cei care vreau să uite la fotbal, nu știu, tot felul de, pentru pozi, pentru să-ți faci tatuaje, multe, deci mi-a plăcut foarte mult organizarea. Mi-a plăcut mult, iarăși, felul în care a fost îngrădit tot astfel încât să nu cumva să deteriorezi, nu știu, căsuțile alea care sunt acolo în Muzeul Satului și îs vechi și aduse cine știe de pe unde și, deci, foarte, foarte ok a fost totul făcut. Mi-a plăcut mult, mult de tot și sperăm că în anii viitor o să organizezi tot acolo la Muzeul Satului, că mi se pare o locație minunată pentru așa ceva. Multă natură, verdeață, zici că era efectiv în păduri. Nu știu dacă mai aveam ceva să vă zic în legătură cu asta, dar ideea este că chiar a fost, am făcut bine că am luat bilete, dar probabil data viitoare o să luăm pe toate 3 zilele, cred că. Era un pic mai scump și ne-am gândit, măi, să dăm atâtea sute de lei acum, nu știu, că ne-a și gândit cumva din scurt, hai să luăm, hai să mergem, hai să facem, să dregem. În fine, a fost o chestie așa și am zis, hai măcar să luăm pe o zi, iar zis, hai neapărat vreau să merg, deci nu contează că merg doar o zi, dar vreau neapărat să merg la festival. Și am zis că hai, na, măcar, nu știu, cred că 129 de lei de persoană, dacă nu mă înșel, a fost biletul pentru o singură seară, dar eu zic, cu siguranță merită. Și nu știu cât era, cred că ajungea 400 și ceva de persoană sau ceva. Așa pe 3 zile, dacă nu mă știu. E posibil să vorbesc prostii, dar nu știu, sigur, dar cam pe acolo, cred. Sau poate erau alea VIP, nu știu exact oricum. Pe undeva pe acolo cred că era 3-400 biletul pentru o persoană 3 zile. Dar eu zic că merită, chiar merită. Ne-am întâlnit acolo și cu niște urmăritori, cu Bogdan și era cu vărul lui Vlad, mulțumim. Ne-am făcut chestii cu lui Mihai, cu berea și mie, cu apa, alea ultimele de le aveam când am plecat. Pentru că m-a văzut pe mine, a venit la mine și a zis că nu, Mihai s-a dus să iau apă și așa și s-a dus după el și a insistat să plătească el. Cu Bogdan noi ne-am mai întâlnit, am mai vorbit așa de-a lungul timpului, îl salutăm și aici pe această cale. Și că eram acolo sub cort când ploua și așa m-a panghit că eram, o venit și tot așa să stea de ploaie. A fost drăguț. Și acum cam asta a fost. Mulțumim foarte mult pentru vizionare. Ne vedem în vlogul următor. Să vedem ce o să mai facem, când o să mai filmăm și tot așa. Nu știu exact. În perioada asta oricum îi pus cu căldurile astea, cu una închef din nimic, n-am câte asta, nici n-am închis vlogul, nici n-am zis că astăzi nu mai facem și altceva. Ideea este că am fost la lucru până pe la 1. Bine, am fost mai mult ca să plecăm de acasă. Oricum m-am dus la sală, după aia m-am dus la lucru și am cam lălăit-o. Asta cred că un pic peste o oră la sală. Și după aia am luat-o frumos pe jos, m-am dus la magazin,
Hai, am mâncat, am mai stat un pic și i-am zis hai să mergem acasă. Și am venit acasă și ne-am culcat. Deci pur și simplu, eu am dormit 2 ore, Mihai nu, el mai mult de jumătate dormi, doar eu am dormit 2 ore. Dar a fost așa de bine, pur și simplu zic m-am odihnit, s-a dat un aer condiționat, probabil s-a audit pe fundal pe aici. Nu știu exact dacă l-auziți, dar există, pentru că fără el nu se poate. Așa ne-am oprit în drum spre, casă și am luat un pepeni. Mi-erau poftă de pepeni, nu mai puteam. O a apărut de mult, pe la Ocean, pe la astea. Dar am zis că nu, las că aștept pe ea, pepeni ăia, așa. Și în drum spre casă, știam că este un loc unde vine un băiat cu pepeni tot timpul. Și am oprit. Chiar era astăzi. Și zic că da, zic, da, vă rog să nu-mi alegeți un pepeni mai mic, mă pricep oricum l-a ales și așa. Și vreau pepeni, dar nu vi-l dau cep să zic, nu, bine, primul rând, bași cuțitul, pepeni nespălat, eu am o problemă cu chestia asta. Și a zis că nu, lăsați-l așa, dacă, păi ce, dacă nu-i bun și nu vă place, dacă nu-i bun, nu mai vine să mai cumpăr. Dacă nu vă place, mi-l aduceți înapoi. Zic, da, bine, a zis, na, hai să văd cum o fi, treacă, meargă. Bine, la preț, nu știu cum sunt prețul, le-am dat 6 lei pe kilogram, 35 de lei, că costa tot. Mai și-am venit acasă și l-am desfăcut. Deci vreau să vă zic că n-am mai băgat un pepeni atât de bun. Doamne, am băgat aproape jumătate de pepeni. Băi, atât de dulci, de din ăla crocant, așa. Mi-mi place pepenile ăla care e cu verde închis și cu verde deschis cu dungi. Nu-mi place ăla care e verde închis tot. Nu-mi place. Îl prefer pe ăsta, nu știu, așa, dintotdeauna. Ăla galben îmi place și ăla, dar credeam mic că nu mâncam deloc, acum a început să-mi placă, dar nu, mă omor acum, zic, mamă, nu mai pot de pepeni galben, tot pe ăsta cu verde, cu două nuanțe de verde îl prefer, dar vreau să vă zic că a fost extraordinar și am zis de acum, gata, numai de acolo îmi cumpăr pepene, deci super, că făceam mișto cu Mihai în mașină. Păi și dacă găsești una din asta pretențioasă și se apucă, ăla nu-mi place, ăla nu-mi place, ce faci, dă cep la toți pepenii până găsești unul care așa. Și mi se părea ciudat, așa zic, mă, na, are omul prea, prea mare încredere în marfa lui, da, uite că știa el ce vorbește. Și gata, nu vă mai pălăvrăgesc, deja am vorbit o grămadă, chiar v-am lăsat. Ne auzim data viitoare, mulțumim pentru vizionare, v-am pupat, ciao!